Oana Roman trăiește cele mai frumoase clipe. Vedeta se pregătește de nuntă, dar și să o creștineze pe fiica ei, Isabela. Adi Minune și Florin Salam sunt doar doi dintre artiștii care vor cânta în ziua cea mare pentru cei peste 300 de invitați. Interesează în primul rând copilul. Restul nu contează. Pregătiri intense pentru evenimentul anului. Oana Roman abia așteaptă să facă nunta cu Marius, dar mai ales să o creștineze pe prințesa lor. Nu fac nunta pentru bani. Acest eveniment îl fac pentru copilul meu și pentru noi, pur și simplu. Am semnat contractul la locația. Am vorbit și cu câțiva artiști care vor veni. Adi Minune va fi, evident, Florin Salam a spus că o să vină. Eu mi-am dorit să vină Connector, dar din păcate a devenit o vedetă foarte mare și eu nu-mi permit. Vor fi în jur de 400 de persoane. Cât despre zvonurile că între Oana și tatăl său ar exista tensiuni? Nici nu s-a pus problema vreo secundă ca eu cu tata să nu ne vorbim. Nici măcar nu mi-am pus problema că el nu va veni și n-am avut nicio discuție cu el pe această temă.